În acest an se împlinesc 161 de ani de la unirea Moldovei cu țara românească, sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, acesta fiind considerat cel mai important pas pe calea înfăptuirii statului național unitar român. Slătinenii au știut și ei de însemnătatea zilei de 24 ianuarie, arătând astfel că nu și-au uitat istoria neamului. Ce s-a întâmplat în această zi? Unirea principatelor. Și știți în timpul cui au fost această unire? Alexandru Ioan Cuza. 24 ianuarie. Și ce s-a întâmplat pe 24? Principatelor române. Și în timpul cărui domnitor? Nu mai știu, Alexandru Ioan Cuza. Ne spune și nouă dacă știți ce zi este astăzi. Păi, unirea. Cine s-a unit? Păi, Moldova și cu țara românescă. Și în timpul cărui domnitor? Cuza. Unirea principatelor. Ce țări s-au unit? Cu țara românescă. Și în timpul cărui domnitor? Alexandru Ioan Cuza. E ziua unirii, dacă vreți să știu. Ce țări s-au unit? Țara românească și cu Moldova. Și în timpul cărui domnitor? Alo, Alexandru cu Ioan Cuza. Mica unire. Și ce s-a întâmplat? Păi, în 1859, cred, așa, sub... Eu, Alexandru Ioan Cuza. Au existat totuși oameni care poate din cauza emoțiilor au încurcat țările care s-au unit sub dubla alegere a domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Unirea principatelor. Cine s-a unit? România cu Moldova, cu țara românească tot. Și în timpul cărui domnitor ziceți că s-a întâmplat? Eu, Alexandru Ioan Cuza. 24 ianuarie, mica unire. Ce țări s-au unit? Ce țări s-au unit? Transilvania cu România. Și în timpul cărui domnitor? Alexandru Ioan Cuza. La 24 ianuarie este sărbătorită în întreaga țară Ziua Unirii Principatelor Române, iar în ultimii ani această zi a fost declarată sărbătoare națională.